Oameni buni, următorii mei invitați știu ce înseamnă să simți că divinitatea a intervenit și a înfăptuit un miracol și au dorit mult copii și deși medicii le dădeau puține șanse, un miracol s-a împlinit și ei sunt acum părinți a două fetițe gemene minunate. Lavinia Goste, Marius Zorile sunt aici și cele două fiice ale lor, Maria și Ioana, așa că să-i primim. Să știți că ne-am pus o nerie data viitoare, fără probleme. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit, ce faceți? Să închidem ușa. Te rog frumos, salut, poftiți, luați un loc aici. Și cum spuneam ceva mai devreme, voi știți foarte bine ce înseamnă miracolul de Crăciun, corect? Da. Tu poți să ne zici mai multe. Măi, da, l-am simțit într-adevăr. După Crăciun s-a întâmplat, de fapt după Revelion chiar, să aflăm că sunt însărcinată. Și n-a fost, ne-am bucurat, dar ne-am abținut de la bucurie, pentru că având înainte un eveniment neplăcut, am crezut că de la salata. Da, am crezut într-adevăr. Am crezut că într-adevăr este de la mâncare. Neplăcut pentru că tu mai pierdusei o sarcină și atunci ai zis: "Băi, nu mă mai bucur, sunt precaută." Când trăiești sau treci prin niște experiențe mai așa, mai apăsătoare, începi să gândești un pic altfel. Da, și iată că minunile, știi cum e, nu se opresc și în cazul vostru au venit două fetițe superbe, da. Maria și Ioana. Spune că au venit înapoi și au venit împreună. Da, exact. Da, cred da, că da. Mereu ți-ai zis, ce frumos ai zis acum. Da, noi așa gândim. Adică nu am judecat altfel. Tot gemeni erau și atunci? Nu. Da, au venit împreună. Da, ce frumos ai zis, știți? Au venit împreună. Așa gândim, altfel l-am judecat pe Dumnezeu și tot ce ne dă să fim mai puternici. Cum e de Crăciun? L-așteptați pe Moș Crăciun? Da. Da? Ce vă doriți? Moș Crăciun în atelierul lui are televizorul pus pe emisiunea mea și întotdeauna el își notează tot ce se întâmplă la emisiune. Așa că acum e momentul să cereți ce vreți. Eu îmi doresc o pijama foarte călduroasă. Și ca să nu se mai învălească, pentru că ea tot timpul se dezvălește noaptea. Și mama cu tata... Și eu la fel, și fiul meu la fel, nu suportă pătura aia noaptea. Orice ar fi, nu suportă. Și atunci vrem, dacă putem, ceva cu electric să ne încălzească, adică... Iar tu, Maria? Eu îmi doresc să ningă. Să știi că și eu îmi doresc să ningă și de ziua de Crăciun să fie să ningă în continuu, așa, și abia să circulăm prin oraș, să fie multă, multă zăpadă. Dar vreau să vă zic ceva, înainte să ne cânte părinții voștri, am găsit ăsta, mi-a zis cineva: Măruță, dacă vin la voi, Ioana, uite, pentru tine, și Maria, pentru tine, sunt niște cadouri de la mulțumim, el acum aș notează, v-am zis, o stres, dacă nu se vine pijama aia super călduroasă și cu ninsoarea, să vedeți că așa o să fie. Știi că mi-au spus înainte, acum Măruța o să ne încurce că am venit îmbrăcate la fel. Dar știi cum mi-am dat seama că tu ești Ioana? Da. Cum? Zi. Nu știu. Că a intrat prima. Hai zi, Ioana, acolo pac și a intrat tu prima. Cine a intrat prima? Și oricum, poți să faci absolut, chiar dacă sunteți voi gemene, prima. Poți să faci absolut orice, că îmi dau seama, tu ești Ioana și ai Maria, orice ar fi. Hai că trebuie să ne jucăm. Uneori și colegii le încurcă. Deci... Dar știi de ce? Că Maria are o aluniță aici și tu ai aici, mai central, așa, nu? Vezi? Are o aluniță aici? Da, v-am prins eu, după aluniță, mă uit eu imediat să găsesc un SM. Ai. Ce faceți de Crăciun, de sărbători? De anul nou? Suntem acasă și ne bucurăm de... De Crăciun suntem acasă. Acasă de Crăciun. În familie. Dacă anul trecut am fost la Satul Mare, anul ăsta am chemat Satul Mare la noi, în București. Marius, gătești? Îți place să gătești? Îmi place să pregătesc anumite lucruri, să ajut pe Lavinia. Îmi place să stau prin bucătărie, să o ajut. M-am obișnuit în ultima vreme. Nu știu, ridic din sprâncene, că nu știu cu ce mă ajutăm. Păi, aduce aminte. Schimba apa, chiar nu știu. Deci, mă flatez. Nu știu. Păi, aduce aminte cine taie castraveții, cine taie... La salata de bœuf? Da. Cine taie, zi,
Da, da, într-adevăr, pentru că el are o răbdare rahatul fantastică. La cozonac. La rahatul, da. La cozonac, de vreo 2 ani de zile, îl taie fetele. Iar, da, într-adevăr, tu ai rămas la salata de băf să tai toate. Mai pentru că tu ai o răbdare fantastică. Da. Altă întrebare. Nu, stai puțin, că el are... Dar mai spală vasele totdeauna după ce pleacă musafirii? Le bagă. Nici la mașină nu le bagă. Totuși, Marius, eu cred că pur și simplu cântă. Aia e. Ce face? Grătarul face. Marius scrie foarte bine partituri. Acolo are o fantastică răbdare. Băi, nene, așa ca la tăiate. E bun la partituri? Face treaba senzațională? Cel mai bun. Ia mai lasă-ne putea tu de castraveți și de e și să știți că cel mai grozav grătar din lume eu îl fac. Acum, hai să mă dau mare pe bune. Hai. Hai să deci, într-adevăr, aici nu minte, aici nu îl... Da. Și da, toți și are și un vin bun. Dar face cam rar grătarul ăla. Nu. Atunci când suntem acasă, dar nu în weekend-uri, toți prietenii se așteaptă să fim în weekend-uri acasă, evident că nu suntem, peste săptămână, dacă vreți, când putem oferim un grătar prietenilor, puținilor prieteni pe care îi avem, dar îl face într-adevăr foarte bun. Are o pastramă foarte bună. Deci are el... Are el, de local, da. Și un vin bun al lui. Că, după ce ne cântă, să luăm și noi rețeta aia. Poate facem și noi un grătărel, o păstrămiară. Cred că trebuie să veniți. Să luăm o rețetă. Are cărbunii lui. Deci asta e un pic în altă ligă. Deci omul e cu cărbunii lui, îți dai seama. Alt nivel. Ne depășește un pic. Cu cărbunii noștri, e ok. Păi da, dar noi n-avem cărbunii lui. De la rețete. Hai că vedem. Ce ne cântați azi? Noi o să vă colindăm astăzi. Perfect. Și cum se numește? Data-n Doamne de auzătul. E o colindă de la tata din sat, să știi, că e o colindă foarte veche. Și tu ai cules-o? Da. Ce mișto, foarte fain. Dar. Oameni buni, primiți colindătorii la Vinea Goste și Marius Zorilă. Crăciun fericit tuturor și Doamne ajută. Crăciun fericit. Fetelor, dacă vreți și cozonac, astea sunt ale voastre, dar am zis să le puneți pe masă, nu stați cu lemâna, cum vreți voi, da? Și cozonac, dacă vreți, și portocale, și mandarine, avem tot ce trebuie aici. E deschis la noi non-stop. Serios, dacă vreți, luați, da? Perfect, și haideți să-i ascultăm pe părinții voștri cum ne colindă. Tu căs
cei tineri și cei bătrâni.